Salutare dragi prieteni, iată-ne la episodul 21 din ultimul cuvânt, episod intitulat Luați-le copiii, luați-le copiii cu orice preț, desfințați-le familiile acestor oameni inconștienți care nu știu ce fac, care nu sunt capabili să, să aibă grijă de viețile lor și de familiile lor din ce epocă pare că sună afirmația asta. Haideți să vedem cu toții o declarație șocantă, o declarație care l-a șocat și pe cel invitat în emisiune, pare-mi se pe ministrul Sănătății. Deci este o o o, o mârșă vie colosală acest material pe care îl veți urmări dacă suntem în țara. Putem să nu fim de acord, dar cu o treime din oameni vaccinați, în condițiile în care sunt atâția care mor în spitale, este absolut clar că avem o problemă de educație. Cred că nu mai aveam nevoie de înjurăturile pe care le primiți dumneavoastră în petiții. Nu e clar că avem o problemă de educație? Oamenii în țara asta nu reușesc să înțeleagă că sunt în pericol de moarte. Din păcate. Păi, n-ar fi bine ca măcar de copiilor să avem grijă măcar copiilor să înțeleagă asta? Asta ar trebui să facă școala. Să-i scăpăm, pe... care... să scăpăm, pe copii de părinții lor. Asta trebuie să facă școala. Nu pot să... da, la eu, asta firmație, dar să se... da, am văzut Declarația șocantă. Măi, eu am fost nevoit să blochez pe Facebook câteva televiziuni care au pagini pe Facebook care efectiv m-au bombardat cu, cu, cu teroare. M-au bombardat cu teroare. Câți au murit, câți n-au murit, câți de ce, câți de ce. că vezi domne, au murit tineri care n-aveau niciun fel de boală și uh, intram și eu din când în când pe Facebook și vezi vedeam de tot, toate nenorocirile posibile uh, și uh, mi-am dat seama că este o, o campanie agresivă și văd din, din spusele acestui domn, acestui uh, jurnalist uh, foarte bine cunoscut, Prelipceanu, văd din declarația acestui domn această disperare de a impune cu orice preț ceva ce, nu toată lumea e convinsă că trebuie să accepte, oameni buni, repet, nu vreau să intru în polemici de genul uh, fă sau nu l fă, este alegerea ta, măi oameni buni. Dar în momentul în care tu vii și uh, uh, Mă ameniți pe mine și ca jurnalist, ok, poți să dai idei. De ce nu-l învățați, domnule Prelipceanu, pe domnul Câțu? De ce nu luați așa la o consiliere să-l învățați să facă niște lagăre de concentrare unde să ne ducă pe noi, ăștia care nu acceptăm acest medicament, dar să ne ducă așa pe noi să ne ia cu niște trenuri? Da, le-am văzut recent filmul Lista lui Schindler, care m-a îngrozit, da? de ce nu luați niște vagoane așa frumos, ne băgați pe noi ăștia care nu ne supunem și inconștienții, domnule, care nu vor, mă, omule, Lasă-mă să decid și să aleg. La, la, la mijloc poate să fie o încredințare religioasă, da? Sunt oameni care religios, domnule au ei o, o o teoria lor, lasă-i să aleagă. Sunt oameni care au o încredințare medicală. Nu vor medical. Ei nu au o siguranță în acest tratament. Ai un prospect, omule. Nu e, până nu există precedent. Până la acest medicament nu există precedent să ai ai, ai un medicament și o, o o fișă acolo a medicamentului și citești reacții adverse și vezi acolo orbire, ce-ai ce vedea tu acolo, că îți produce ca efect secundar medicamentul respectiv. Și efectiv poți să-l arunci dacă nu-l vrei. Niciun doctor nu bagă nimic cu forța în tine, da? Până asta s-a respectat, bă, vrei un, un medicament, îl iei. Nu-l vrei, nu-l iei. Este alegerea ta, este dreptul tău. Mi-aduc aminte că... Soția mea avea la un moment dat o infecție și a luat un medicament de la farmacie, destul de scump, atenție ce vă spun. A luat un medicament de la farmacie și a luat prospectul să-l citească și a văzut acolo niște reacții adverse. A văzut niște reacții adverse foarte, foarte înspăimântătoare și a luat medicamentul și l-a aruncat la gunoi. Și eu șocat că tocmai a se bani pe el. Zic, dar ce s-a întâmplat? Zic, domnule, păi, medicamentul ăsta mai mult te, te omoară decât te face bine. Și uh, s-a vindecat, okay, a trecut uh, infecția respectivă cu un alt soi de medicament mult mai blând, un uh, antibiotic mult mai blând Însă uh, a fost decizia soției mele pe care eu o am respectat-o și pe care orice medic ți-o respectă nu, Vrei sau nu vrei medicamentul respectiv, este alegerea ta Repet, ai încredințări, poți avea încredințări religioase și care trebuie respectate sunt oameni în țara asta care nu acceptă nicio perfuzie de sânge. Știți asta? Și medicii sunt obligați să le respecte decizia. Sunt oameni care um, au încredințări, așa cum am spus, medicale. Nu sunt convinși că este un tratament bun pentru ei sau poate au o altă boală și au auzit că pot interfera uh, uh, boala cu acest medicament, da, cu acest ser. Deci există încredințările astea. Există multe, multe alte aspecte pentru care noi trebuie să fim lăsați să fim liberi. Nu sunt mai prost și incult pentru faptul că nu accept un medicament, ci sunt liber, sunt liber și trebuie să-mi dați dreptul mie și altor milioane de cetățeni din țara asta să fim liberi. Da. Nu mai intru în teorii, că nu vreau să intru în teorii ce s-a întâmplat, fiecare, fiecare trebuie să fie lăsat să. să să aleagă și normal sistemul sanitar trebuie să fie obligat să mă îngrijească, ok, dacă s-a nimerit ca DSP-ul să fie cea mai um, aglomerată instituție din țara noastră, până acum DSP-ul vizita niște spitale când și când și niște cabinete medicale când și când și uh, mare treabă uh, nu aveau de făcut decât niște acte și niște vizite ei acum da, dintr-o dată DSP-ul s-a văzut pion principal în țara asta, și foarte bine. Este rolul DSP-ului să se îngrijească, să aibă grijă. Au angajat oameni, au fost instruiți să lupte cu OK, asta e traitoria ta: angajezi oameni și te descurci. Sistemul sanitar, ce face? Păi n-au făcut niciun spital, n-au fă... demarat, Eu chiar am vorbit cu. Un domn a cărui soție este um, um, doctor anestezit și lucrează în linia întâi în această um, perioadă. Da? Și vorbeam cu acest domn și a citit un articol de-al meu în care am spus: De ce nu faceți mai spitale în care să fie zeci de mii de paturi bine dotate? Fă frate, că a început uh, uh, nenorocirea asta, cum este ea, mică sau mare, eu o văd, uh, totuși, nu văd la proporțiile acestea apocaliptice pe care ni le spun ei și nu înțeleg de unde acest este fluctuația așa, înainte de congres 600 și la două zile după congres 11.000 sau 12.000 sau câte zeci de mii și această remarcă n-am făcut-o eu. Uitați-vă la graficul postat de domnul Voiculescu. Chiar acum o să fie afișat undeva jos acest grafic afișat de domnul Voiculescu în care înainte de un congres politic sunt 600 sau nu știu câte până într-o mie de cazuri, mult sub o de cazuri cu câteva sute și după crește în 2000, 3000 mii și acum am ajuns la 11.000 și la nu știu câte uh, mii mi și mii da, deci eu nu înțeleg de unde fluctuația asta stai fratele mă un pic, cum vine cum vine, cum pleacă, cum se retrage că dacă e vorba din nou de vreun congres sau de, de o treabă de-a lor de vreun campionat european imediat se duc în cap, eu asta nu înțeleg și vreau să-mi explice cineva dar nu înțeleg cum intră virusul ăsta în vacanță, cum intră în concediu cum iese din concediu, cum ne dă nouă așa ca un bun virus ce este este concediu de o dignă vara? Și cum se întoarce toamna? Asta e nelămurirea mea și dați-mi voie să fiu, să fiu circumspect, să, să, să fiu întrebător. Ok, și uh, vorbeam cu acest domn și îmi spunea Tony, da, e o altă problemă. Ok, faci spitale și a pus foarte bine problema acest domn. Ok, fac spitale. Dar de unde ai medici? Și medici anesteziști, ea care luptă în linia întâi, care îți dozează, care îți pe venă ce ai nevoie. De unde ei? Și am zis, Păi, foarte bine, ai medici rezidenți, în pandemie poți să dai ce ordonanțe de urgență vrei tu, că s-au dat să se achiziționeze uh, seruri, să se achiziționeze uh, izolete, să se achiziționeze uh, nu știu ce. Ai dreptul să, să faci chestii. Ei, toți medicii pe care ei poate sunt medici vacanți, poate sunt medici cum s-a dat voie, de exemplu, orice medic să administreze și să fie înrolat în această bătălie. Ei medicii rezidenți pe care ai, ei medicii din care au, sunt în anul 3-4 din medicină, care sunt pe final sau pe anul 5, în 2 ani de zile tu pe aia i-ai călăuzit spre această traiectorie, spre lupta asta, că e Măi, e război, nu e război. Iată cu ce nenorocire luptăm. Dar unde s-a mers în direcția asta? S-au făcut 3-4 stadioane, oameni buni. Le împșirăm așa jos, să le vedeți. 3-4 stadioane s-au făcut. Că, domnule, am avut noi mare campionat. Dar s-a făcut vreun spital în 2 ani de zile? Eu am intrat cine dar PSD-ul de ce n-a făcut alea 8 spitale. Este uh, problema lor cu Dumnezeu. Este problema lor cu politica pe care au făcut-o. Este problema lor și vor da socoteală înaintea uh, lui Dumnezeu. Dumnezeu pentru minciuni vor da socoteală înainte și dau socoteală și înaintea oamenilor pentru că iată că nu avem un sistem de sanitar pus la punct, dar ok, ok, tot aruncăm uh, cu vorba în trecut și de ce n-au făcut aia? Păi ce facem noi? că doi 2 ani de pandemie. Ce facem noi? De ce nu facem noi? De ce nu călă, călăuzim medici spre acest domeniu? De ce nu facem 10.000 de paturi? Păi avem 9 paturi în satul mare și mă anunț că spline. pline pe bune, fofratele fratele meu 2 300 500 de paturi, da? Astăzi au murit uh, câțiva oameni din păcate, dar fă paturi, fă fă oferele condiții, să nu se mai întâmple uh, în spitale vechi uh, cu mucegai pe pereți și cu paturi uh, de pe vremea lui Pazvante Chioru și să ia foc uh, prelungitorul ăla uh, vechi de 20 de ani de pe vremea lui Ceaușescu și să nu știu ce să mai explodeze. Da, dacă aveți paturi, cum ați avut paturi pentru uh, săracii uh, bolnavi, săracii arși de la uh, colec dacă așa aveți voi paturi acum, păi suntem cei mai nenorociți oameni dintre pământeni. Dacă ne bazăm pe paturile alea pe care le-ați avut, că știți că a fost un mare scandal cu colectivul, că nu domnule ne descurcăm, stați liniștiți, hai toți iar și să vină la noi în spitale și nu aveau, nu știu câte paturi aveau disponibile făcute așa la standarde incredibil de curate pentru a nu se infecta cei care erau practicari și carnea deschisă pe ei să nu contracteze alți, alți microbi și n-aveam de unde a trebuit să-i care cu avioane și cu elicoptere sau cu cei a dus prin țări străine că noi nu aveam și ne lăudeam și ne băteam cu piemnul, pumnul în piept că, că avem oameni buni unde se ajunge unde e dreptatea unde e adevărul da? Scârțe ceva în adevărul ăsta, scârțe ceva în dreptatea asta. Păi în loc să ne vânați pe noi ăștia care avem libertatea să alegem, în loc să ne vânați și să ne împingeți spre uh, uh, medicamentația pe care ne-o propuneți voi, eu zic mai bine să vă vedeți de sistemul vostru de sănătate și să fiți gata să ne tratați la fel. Văd acum așa o, o prăpastie, știi, între ăia care sunt și ăia care nu sunt și vezi, domnule, ce, exact așa se exprimă societatea, ce proști, uite, iată, este un domn un domn prelipceanu uh, uh, jurnalist care uh, bate cu pumnul masă și domnule luați-le copiii. Școala, atenție, școala trebuie să separe copiii de părinți și școala asta, adică ce propuneți domnule, să-mi trimit copilul la școală și să-mi l iau uh, uh, injectat? Ce propuneți? Ce propuneți? Că copilul meu a venit, copilul meu, fără noi, oameni buni, noi avem niște Uh, uh, copii special și am un copil uh, uh, care este mai mămos, care este mai uh, uh, uh timid, care este mai dependent de noi și la un moment dat, atenție, doamna profesoară de religie a băiatului meu, acelui mic, a spus ceva de asistentă medicală că trebuie să vină la clasă în cazul în care, nu știu cu ce ocazie doamna profesoară de religie a vorbit cu copiii despre o chestiune medicală legată de situația asta. Nu știu cu ce scop, că ne-am interesat și ne vom mai interesa. Și copilul nostru a venit speriat acasă și a doua zi nu mai voia să se ducă la școală și zicea mami să nu mă lași, mami să nu lași pe nimeni să pună mâna pe mine, mami era disperat copilul, mami te rog frumos și noi am plecat din poarta școlii cu, cu, cu groaza asta în ochi, că copilul nostru poate să fie traumatizat și orice copil poate să fie traumatizat, păi s-a ajuns să decidă un tribunal, uitați-vă la cazuri din străinătate, că sunt cazuri în care tribunale decid dacă copilul uh, să ia un medicament sau nu, părintele, da, ok Uh, nu vorbim de cazuri excentrice în care uh, nu știu ce uh, rău produce un, un uh, copil părintelui da? de abuzuri și alte cele. Dar chiar, chiar în, într-unul din articolele mele cineva a postat uh, o, o, un caz în care un părinte se văita că și-a nenorocit uh, copilul și a zis am luat o, o, decizie proastă pentru propriul meu copil. Ok, nu toată lumea reacționează așa, dar deci, am luat o decizie proastă pentru propriul meu copil și mi-am nenorocit copilul și cum îmi voi ierta eu lucrul acesta? toată viața mea. Da? Când ți-o faci cu mâna ta e dureros și atunci dacă sunt părinți care nu vor, oameni buni, nu vor, nu văd o nevoie în chestia asta. Pentru ce? Pentru ce? Îmi mie dreptul să merg la școală? Îmi mie dreptul să mănânc, să, să muncesc? Chiar astăzi am ieșit și n-am avut timp să mănânc acasă. Am ieșit un oraș și mă întrebam de acum ce o să fac. Slavă Domnului că uh, românul e deștept, se descurcă. Foarte bine, slăviți să fie Dumnezeu și vă încurajez să vă descurcați. Uh, uh, și noroc că, slavă Domnului, că suntem descurcăreți. Dar uh, stăteam și mă gândeam, păi eu ce fac? Vine frigul, vine ploaia, vine ninsoarea, cușica, ce fac? Am văzut români mâncând pe capotă. Vi se pare normal? Sau uh, români înșirați pe jos filmulețe cu prieteni de-ai mei. Au trimis filmulețe și poze cum mesele aici afară și ei mâncau pe jos lângă mese. Deci nu se poate așa ceva să ajungi să mănânci pe capota la mașină ca nu știu cine să ajungi să mănânci pe jos. Efectiv unul era cu sandwich cu uh, uh, Big Mac-ul ce avea el acolo. Era cu sandwich pe jos și lângă el la niciun metru era masa. Nu se poate așa ceva. da. Deci părerea mea este că Lupta sa se duce pe un front greșit și într-o direcție greșită. Lupta cu această boală, cu acest virus, trebuie să fie dusă acolo unde trebuie dusă. În sistemul sanitar, faceți tot posibilul să, să vă îngrijiți și nu doar de boala asta, pentru că am văzut un anunț că au murit foarte, foarte mulți bolnavi de cancer. vă păi spunea cineva, și pe bună dreptate, asta e vocea poporului. Mă cum să am eu încredere în voi? Că vreți să-mi faceți bine și cum să avem, cum să mai avem încredere. Păi ne mirăm și ne întrebăm de ce, în România, nu avem încredere în sistemul sanitar și ne punem o mie de întrebări și nu vrem să acceptăm uh, medicamentația voastră. Păi știți de ce ne întrebăm asta, oameni buni? Pentru că uh, mor cu zile bolnavi de cancer, că n-au medicamentele. Pentru că mor cu zile, păi, uh, 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 a, uh, știu un caz. E un pamflet, dar ilustrează foarte bine situația din România. Vine unul la spital să se interneze, era acolo la uh, uh, camera aceea unde se e preluat pacientul și zice, am adus medicamentele astea, a, foarte bine. Am adus fașe, a, foarte bine, domnul. Am adus mâncare, o, și mai bine, domnule. Am adus cearșafuri, perne, omul și adusese tot, frigider, adusese tot, le-a pus acolo, am de toate. Și mai era un domn lângă. Și zice, dar domnul cine este? Zice, e un doctor, mi-am adus și doctorul, că voi nu mai aveți nimic. Păi într-un sistem sanitar în care se moare pe capete, se moare cu zile, bolnavul de cancer, știți că a fost o criză chiar acum în, în situația asta, a fost o criză de medicamente pentru cei bolnavi de cancer. În momentul în care sistemul ăsta sanitar nu are bani, măi, nu are bani de o analiză. Eu de câte ori m-am dus să-mi decontez o analiză, a, ne pare rău, nu avem fonduri, și era 1-2. Nu avem fonduri pe 1-2 ale lunii. Da, într-un sistem sanitar care n-are fonduri de o analiză, care n-are fonduri pentru medicamentele celor bolnavi care trebuie să, 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 să fie tratați cu decență, au muncit toată viața, au contribuit toată viața, au muncit pe șantiere, prin ferme, pe unde au muncit, prin colective prin cine știe pe unde au muncit, prin fabrici uh, toxice și au muncit o viață și nu au medicamentele să fie tratați de cancer și de alte cele. Și tu vii și îmi spui că ai soluția salvatoare. Păi problema voastră, uh, problema noastră și problema voastră este că nu, nu putem avea încredere. Un mare scurt circuit între populație și sistemul sanitar și de nu mai avem încredere. Nu mai avem încredere. A zis cineva foarte bine, când voi vedea că toți bolnavii de cancer au în spitale medicamente, când voi vedea că toți bolnavii au tot ce le trebuie de la fașă până la ultimul medicament și ultima seringă și nu trebuie să mi cumpăr eu seringi, pentru că sunt trimiși pacienți, rudele pacienților sunt trimise să cumpere seringi, oameni buni, seringi, știu cazuri și nu-ți prostii. se întâmplă în spitalele din România în fiecare zi. Când voi vedea că există tot ce trebuie unui bolnav și că e tratat cu decență, atunci voi avea încredere în sistemul sanitar. De ce unii acceptă acest medicament în alte țări în proporție de 70-80% pentru că au încredere în sistemul lor sanitar, că și-a câștigat încrederea. Nu zic să faceți să luați un medicament sau să nu luați, dar e o diferență între noi și alții și este evidentă. Însă mă întorc la, la ridicolul acesta, penibilul acesta și mai mult de atât la acest pericol uh, uh, groaznic de a fi uh, amenințați. Chiar și așa, de un jurnalist, de a fi amenințați cu ideea, vedeți, domnule, că s-ar putea ca următorul pas să fie să vă luăm copiii sau să vi medicamentăm cu forța că vrem noi. Deci, așa ceva nu se face. Este un, un uh, atac mărșav, uh, un atac uh, totalitar, un atac dictatorial, uh, demonic chiar la libertatea noastră luați-vă ghearele de peste copiii noștri, pentru că nu s-ai voștri. Nu să ai voștri, nu să ai statului, sunt ai noștri, ai părinților care i-am făcut, care i-am crescut, care i-am plâns pentru ei și este dreptul nostru de a administra ce vrem noi să administrăm, nu este dreptul vostru. Așadar, jos cu această uh, uh, mizerie și această mărșăvie, război în altă parte, nu aici, da, nu cu forța, nu băgându-ne pe gât lucruri pe care nu le acceptăm. Pentru că, repet, am dreptul din punct de vedere religios, din punct de vedere al credinței mele și al, uh, al încredințărilor credinței mele. Să iau ce decizie vreau, am dreptul în țara asta și oriunde în lume, am dreptul să uh, uh, iau uh, un medicament sau nu pe baza încredințării mele sanitare. Așadar, haide sus, din nou, cu libertatea, și jos cu, cu mărșăvii asta. Vreau să ne rugăm, după cum știți, uh, um, sunt proteste în toată lumea și vreau să ne rugăm. Se anunță proteste și la noi, în țara noastră. Aș vrea să ne rugăm să, să ne protejeze Dumnezeu: să nu fie violență, să nu fie vărsare de sânge. Aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să uh, lucreze și să fie. Uh, um, nu știu, ne rugăm Domnului să fie, să fie bine, să fie bine. Și o minune pe care vreau să o împărtășesc cu voi, știți cu siguranță că sunt un slujitor al lui Dumnezeu, că sunt pastor. Și chiar ieri a venit un tânăr care era într-o depresie cruntă din cauza situației în care ne aflăm, neștiind dacă poasă sensoare sau nu, a trecut prin boală și a trecut cu bine, însă a rămas fără gust și fără miros. Și ieri a venit la biserică, m-am rugat pentru el, a avut, a avut parte de o, efectiv, o eliberare, s-a simțit. M-am rugat pentru el și când am pus mâna pe el și când i-am făcut mirungerea, efectiv, a făcut ca și cum un dop ar fi sărit de peste el, efectiv. O, o, o răsuflare puternică și o manifestare de, 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 de pace, de bucurie pe care a simțit-o s-a rugat plin de foc, a simțit cu lacrimi s-a rugat, a simțit o eliberare extraordinară și la sfârșit eu, îmi zice mă simt ușor ca un fulg toată depresia, toată frica, toată teama, toată angoasa a dispărut de peste sufletul meu și atunci pe loc i-au revenit gustul și mirosul și uh, îmi, dădea, îmi cerea sticluța de miri să miroase și simțea, zice, nu vine să cred, nu vine să cred, simt din nou. Deci, oameni buni, este și la Dumnezeu vindecare. Dumnezeu lucrează și prin oameni, vindecă și prin oameni, prin înțelepciunea lor, dar Dumnezeu nu uitați că este cel mai mare medic. De aceea vreau să mă rog pentru protecția voastră, vreau să mă rog pentru noi toți, ca Dumnezeu să fie cu noi, să ne ferească de nebunul care vrea putere. Pentru că Biblia zice, nebunul zice în inima lui nu există Dumnezeu iar când acest nebun pune mâna și pe putere se întâmplă ce s-a întâmplat la Auschwitz se întâmplă poate ce se întâmplă astăzi și închei cu ultima știre de ce lupt împotriva acestei dictaturi demonice este pentru că nu vreau să se întâmple ce se întâmplă în Polonia în, în Canada cu un pastor polonez și vreau să urmăriți filmulețul acesta Ok? Am văzut un filmuleț în care Artur Polaski, un pastor de origine poloneză, este considerat unul dintre cei mai mari criminali din uh, Canada. De ce? Pentru că și-a ținut biserica deschisă în, în, uh, în vremurile astea. Păi dacă închidem biserica, oameni buni, luăm suflu, luăm sufletul, luăm energia și pacea uh, popoarelor. Luăm tot ce e mai sfânt și mai pur. Motivul pentru care ar trebui să trăim. Credința în Dumnezeu. Credința, nădejdea și dragoste pe care le avem doar din Dumnezeu oameni buni. Păi să ajungi tu criminal și să te aresteze, l-au arestat odată pe autostradă, pe, pe pastorul acesta și după aia să-l aresteze pe, pe, aeroport în halul ăsta pentru că ce? Care e crima lui? Că și-a deschis biserica și că a primit oamenii să se închine o mână de oameni, că dacă ne uităm avea o bisericuță de, nu știu dacă erau 100 de oameni acolo. Oameni buni, asta vreau. Să nu se ajungă să fim noi criminali și de se va ajunge Dumnezeu să ne dea putere să trecem pe aici, dar măcar să nu, să nu fim prinși, știți cum, dormind, sfărăind și fără arme în mâini. Iar arma cea mai puternică este arma cuvântului, arma scripturii, arma rugăciunii, arma credinței, arma pe care Dumnezeu ne-a dat-o, aceea de a apăra drepturile oamenilor până la sfârșit. Pentru că credința și credinciosul trebuie să fie Primul credinciosul trebuie să fie primul, creștinul trebuie să fie primul care apără drepturile oamenilor. Așadar, oameni buni, haideți să ne rugăm. Doamne, venim înaintea ta cu această situație în care ne aflăm. Te rugăm să nu ne lași pe mâna mișeilor, Dumnezeule. De mai vrei să lași zile pe pământ, Dumnezeule? De nu este vremea să vină anticristul? Este vremea să nu vină, Dumnezeule, această fiară și vrei să ne mai dai har, Dumnezeule? Te rugăm în mod deosebit să ne protejezi, te rugăm în mod deosebit să ne dai libertate din nou, te rugăm în mod deosebit să ridici acest jug, Dumnezeule, de peste noi. În numele tău cel sunt, oprește-i pe oamenii aceștia care se cred înțelepți și nu sunt. Oprește-i, Dumnezeule, și fă să vadă realitatea. Dă-le discernământ, dă-le înțelepciune, Dumnezeule, și ridică, Dumnezeule, de peste noi angoasa aceasta, ridică de peste noi neliniștea, ridică Dumnezeule de peste noi chiar boala Dumnezeule, te rog fii cu cei în suferință, numele tău cel sunt, fii cu ei Dumnezeule și dă-ne discernământ în alegerile pe care le, le avem de făcut, permite-ne să avem bisericile deschise în continuare Dumnezeule, permite-ne să ne putem închina, să-i primim pe cei care sunt în disperare, să-i primim pe cei care au nevoie de Hristos și de viață veșnică, te rog Tată în mod deosebit, dă-ne libertate să ne închinăm. Te rog să fii și peste acest weekend, Dumnezeule, cu țara noastră, care va trece, Dumnezeule, printr-un mare zbucium. În numele Tău cel sunt te rog să protejezi, Dumnezeule, aceste uh, situații de revoltă, Dumnezeule, și să lași pace peste oameni, Dumnezeule. În numele Tău cel sunt cer o crotire. În numele Tău cel sunt cer liniște și pace, Dumnezeule. Mă rog, Dumnezeule, ca Tu să fii cu noi. Mă rog, Dumnezeule, ca Tu să ne dai înțelepciune și să nu uite uităm, Dumnezeule, că fără Tine este nebunie, fără Tine este disperare, fără Tine, Dumnezeule, ne cuprinde, Dumnezeule, criza acestei lumi, Dumnezeule. În numele Tău m-am rugat și cred, Dumnezeule, că Tu lași protecția Ta peste noi. Te iubim, Iisuse. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu uitați să dați like, share și subscribe. Fiți binecuvântați. Pe curând!